Robi, să înțeleg că tu ești foarte bogat. Eu? De unde atâta bogăție? Înseamnă că ai noroc în dragoste, altfel nu-mi explic. Nu, eram bogat, eram șmecher, doamna Andreea. Ghină. Astăzi n-ai avut o dimineață tocmai ok. Eu? Ai simțit așa presiune? De aici, din casa fetelor? Nu, n-am simțit. Îmi pare rău de Julia. De ce? Așa, toată situația. Pentru că a plâns? Da. De ce crezi că a plâns? Nici nu știu, dar cred că nu există sentiment mai neplăcut, ca să zic așa, să ții la cineva și să nu primești. Depinde. Dacă știi sigur că e ce trebuie și că o să fie bine și că aveți un viitor, atunci, da, într-adevăr, poți să fii extrem, extrem de trist că respectivul nu-ți, sau respectiva nu-ți împărtășește sentimentele. Dar când ești conștient că nu o să funcționeze, rămâi doar cu dorința. Nu aș vrea să fiu vreodată pus în postura asta. N-ai fost niciodată, nici când erai mai tinerel? Nu. Nu. Mai de mult. Nu. Nu ți s-a întâmplat? Nu. Să te îndrăgostești de o fată să te refuze? Am majorat Lucuza. Să mă îndrăgostesc de o fată și să mă refuze? Nu, să vorbesc serios. Vouă vi s-a întâmplat? Cui s-a întâmplat? Mâna sus. Ce să ni se întâmplă? Oi, oi. Să te îndrăgostești și să vii. Oi, oi. Șaptea. Oi, oi, ce înseamnă? A, nu, 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 nu. Mi-am luat la... Am dat la doamna Andreea. Doamna Andreea. Nu cred. Îndrăgostit. Păi, da. Tu, Patrick? Da, doamna Andreea, cum? Aminte. În clasa 4, am și spus. A zis într-un episod în clasa 4. Patrick refuzatul, refuză. În clasa 4, cine știe, fi avut am un... Înțeles. Cine știe ce... Nu arătai așa, Patrick. Păi, Robi, atunci nu știu ce să zic, mă bucur pentru tine și sper să nu se întoarcă karma, cum se zice, nu știu. Nu-i doresc așa ceva. Nu aș poate că n-ai nicio vină tu, exact. Ca să zic așa pe românește. Adică se poate întâmpla, n-ai ce să faci. Știu. Da. Nu știu, doamna Andreea, eu... Cum rezolvați situația asta? Ce o să faci? Ce o să fac? Da, nu știu, cum rezolvați? Cum o să faceți? Ce? Doamna Andreea, suntem în casă, nu eu... Nu este o situație tocmai plăcută, nu este o situație tocmai ok, el se simte ciudat. Ok, s-a pus un stop, s-a pus Nu prea m-am emoționat eu așa, dar a avut niște cuvinte... Nu știu, habar n-am. Nu prea m-am emoționat eu de când sunt aici, vreau să zic. A. Și te-a emoționat Julia astăzi? Păi cred că nu numai pe mine. Asta așa este. Dar ce cuvinte te-au emoționat mai exact? Nu știu. Tot discursul ei în legătură cu una iubi pe cineva, să zic așa. A fost un pic emoționant. Un pic. A fost emoționant. Eu nu țin ură, n-am purtat ură niciodată pe nimeni. Nici nu cred că i-am dat vreodată de înțeles că o urăsc sau că aș vrea să o înjosesc. E ceva prea mare, urât. Sau că aș vrea să o înjosesc. De ce? Pentru unii e foarte ușor să urască. Am întâlnit persoane care urăsc mult. Dar nu aici în casă, nu? Nu, nu aici, dar e la ordinea zilei. Nu păcat ce-l urăsc. Păcat de ei. Eu nu vreau să opresc discuțiile cu Julia și așa, nu m-am gândit niciodată la treaba asta. Dar ești conștient că îi faci rău. Suntem în casă. Păi da, de ce să-i mai fac rău dacă știe cum stă situația? La modul să vorbim. Da, dar... Vorbim. Nu mai interacționăm ca înainte. Păi spune că nu poți să controlezi lucrurile astea. Că la tine vin natural. Nu vreau să-i mai fac. Așa ești tu, glumeți. Dar nu vreau să mă rănesc. Ai simțit lipsa dacă nu ați mai interacționa? Adică te-ar deranja dacă nu ați mai interacționa? Adică nu cred că m-ar deranja, dar cum am și zis zilele trecute,
pentru că am un respect oarecum și știu că ține la mine, de asta nici măcar nu am încercat să interacționez cu altă fată în mod amoros. La modul, nu mă interesează de nimeni, de ce să încerc să fac ceva cu cineva când știu că Giulia îi place de mine și ar deranja-o. Adică doar așa să mă aflu în treabă. Asta nu e corect, cu părere nu. De rău, nu păi este nu, corect. Păi stați, în cazul în care eu nu sunt interesat de nimeni. Ok, dacă intra o fată și eram interesat și îmi plăcea pe bune și așa mai departe, îi spuneam, uite, asta e situația. Îmi place, nu vreau să te deranjeze, știi că nu e nimic și... Na. Bun. Din păcate, se întâmplă, din ce cred eu, cred că mai multora ni se întâmplă să ne îndrăgostim de persoana nepotrivită. Suntem conștienți că este persoana nepotrivită și că ne-ar face mai mult rău decât bine, dar cu toate astea nu avem cum să-i comandăm inimii. Cel puțin atunci când ea se îndrăgostește. După că încercăm noi să ne punem tot felul de opreliști, asta e partea a doua. Dar acea primă parte de început, pe aceea nu avem cum să o controlăm. Se întâmplă, pur și simplu. Și din păcate suntem foarte mulți care facem asta, trecem prin asta. E foarte greu să controlezi toată situația, dar în mod normal, în afara casei, fugi cât poți de mult de persoana respectivă ca să nu te hrănești cu nimic. Dacă zilele trecute râdeați aici în casă, făceați glume, că orice gest ar face o să creadă că tu ai ceva pentru ea, dacă îi dai un par de apă, că îi dai din nu știu ce cascadă, etc. Astăzi ai înțeles exact situația. Și acum vin și te întreb. Ea e conștientă. Simt asta, nu vreau să alimentez sub nicio formă, stau cât mai departe. Aici în casă nu se poate. Nu? Că sunteți în casa iubirii. Tu vii la fete, ea vine la băieți, ne mai întâlnim pe la piscină, mai facem vreun joculeț, mai avem gală și multe altele. Conexiunea de fiecare dimineață. Ai obosit? Nu. Ai oftat ca și cum? Vine să plângă. Doamna Andreea, îmi pare rău de ea, vă spun sincer. Ce vreți să vă spun mai mult? Eu, de când sunt în casă, am văzut-o mai mult supărată decât... Dar atenție! Aici. Aceste probleme pot fi tratate cu ușurință. Este foarte simplu. Ok. O numim problemă pentru că este neîmpărtășită. Este o iubire neîmpărtășită. Cred că absolut toată omenirea a trecut la un moment dat printr-o iubire neîmpărtășită. Când era mai mic, când era mai mare, când, mă rog, dacă n-a trecut o să treacă, se întâmplă. Robi, nu știu, eu nu știu dacă să te cred că n-ai trecut prin asta și totodată, dacă într-adevăr n-ai trecut, nu înseamnă că nu o să ți se întâmple și ție mai târziu. Eu asta am zis, că mi-e frică să nu mi se întâmple. Exact. Dar nu-mi rușine să recunosc, doamna Andreea. Dar, ascultă-mă, în momentul în care noi putem simți, e foarte bine. Deci, nu te gândi cu milă la ea. Pentru că e ok să poți să simți. E o durere. E o durere, într-adevăr. Este o durere. Deci, să nu-ți fie milă, te rog. Vreau să-ți pară rău, dacă îți pare rău, îți pare rău. Dar să nu-ți fie milă, pentru că nu este cazul. Adică, cei care pot simți lucruri atât de intense, înseamnă că sunt, nu știu, vii, sunt binecuvântați într-un anumit mod. Sunt diferiți. Sunt persoane de piatră, care nu pot simți sau simt doar atracție fizică și se hrănesc doar din atracție fizică, o chimie, își trăiesc iubirea aceea și atât. N-au cum să simtă ceva atât de special. Și își doresc, sunt foarte mulți oameni care își doresc să simtă asta. Sunt sigură că și tu, sunt sigură că și mulți dintre cei care ne privesc, care nu pot simți. Deci, cumva, n-aș vrea să-ți fie milă. Și n-aș vrea, eu acum, în timp ce vorbesc cu Robi, vă rog din suflet, dacă mai există cineva în situația asta, la fel, să nu vă fie milă, să vă bucurați. Băi, mă bucur că simți. Că în fost și la urma urmei să experimentezi acest sentiment de a te îndrăgosti, este superb. Într-adevăr, este dureros că nu ți este împărtășit ceea ce simți, dar tot este superb. Exact, deci de îndrăgostit ne-am îndrăgostit cu toții. Poate nu ne-am îndrăgostit și să nu fie reciproc. Exact. Asta e diferența. Exact. Atâta tot, că de îndrăgostit toți avem... Normal. Binecuvântarea asta de a simți ceva pentru o persoană. Unii, din păcate, nu.
Sunt persoane care n-au iubit Virgil. A fost un caz aici în casă. Au fost mai multe. Da. Da. Au fost mai multe, nu un caz. Și a zis, a zis că el zis, nu m-am simțit. N-am simțit niciodată, nu simt. Yes, da. Robi, când ai fost îndrăgostit ultima dată? Acum 3 ani. Ce simțeai? Nu știu, mă simțeam bine, am avut o relație frumoasă. Dar ți-au fost împărtășite sentimentele, bănuiesc. Am avut o relație de un an de zile, da. Cum s-a terminat? Nu pot să zic că s-a terminat extrem de urât. La modul ne-am certat odată și atât. Deci să înțeleg că orgoliu a câștigat. Da. A amândurora sau doar al tău? Nu mai știu. Cred că al meu.